momente din piesa Cufărul Magic. Mulțumim, marioneta gigant Mirabela. Aplauze și pentru pescarul norocos. Felicitări, mulțumim. În continuare, haideți, vă așteptăm aici la scena principală, da, la scenă de fapt, pentru că, așa cum spuneau și ei, o să-i vedem în continuare pe peregrinii. Haideți să-i aplaudăm! Și haideți să ne adunăm aici în față, pentru că merită, să știți că o să fie extraordinar. Au o poveste să vă spună, o poveste intitulată Gaudium Solis. Așadar, o să vedeți că bucuria muzicii însoțea în fiecare an revenirea primăverii în marile cetăți. Și iată că suntem în plină primăvară, da, o vreme extraordinară. Așadar, festivitățile de vreme bună sunt aduse de concertul unei trupe care e în prezent simbolul marilor festivaluri istorice din România. Muzica barzilor de la curțile castelanilor în vreme de sărbătoare e culeasă din istorie și iată că este readusă pe scenă de menestrelii vânarea acestui grup, ce reprezintă imaginea și sunetul istoriei bătrânei Europe. Haideți să-i aplaudăm! Instrumente rare, ecouri vechi combinate cu sunetul puternic al scenei actuale, iată, o să avem în fața noastră un concert de primăvară inedit, susținut de peregrinii! Aplauze! Și acum mult timp, din vremea din care vin cântecele noastre, va fi o poveste muzicală plină de tarantele, de balade virelai, de muzică veche, din multe culturi, cu cântece care istorisesc tradiții din vreme bună sau pur și simplu se bucură de primăvară ca și cel care urmează. Oh,
la curoată, la hurdi-gurdi, cum se numește acest instrument, la o scurtă pauză, cât timp vom călători într-o altă lume, cea în care poveștile cu zâne erau adevărate și se istoriseau seara la foc. Fi pentru organizatorii de evenimente mare povară. Dar în alte vremuri, navigatori al căror corăbii depinde vânt și de briză, s-ar fi bucurat dacă norii s-ar aduna să-i ducă într-un port cu o tavernă primitoare și muzică bună. Yeah.
7 aprilie 2024, trupa Peregrini, pe scena din Piața Libertății, Gaudiu Sol. Piața Libertății, trecut de ora 19:30. Faptele de protejie erau povestite la foc și urmează să vă spunem povestea celor pregătiți. Spectacol superb, Peregrini Timișoara, la Târgu de Paști. Primăvara a venit mai devreme în acest an, iar nu a fost deloc astfel ca pe vremuri. Noi însă mergem un pic în cuptă miracolelor să vedem fiecare să facem cu serviciu. Alin Zelenco.
imagini care nu mai vizilează. Vedem în plan îndepărtat, nu vreau să măresc imaginea. Aplauze din partea publicului. Oamenii erau convinși că primăvara putea să alunge tristețea și boala. În Italia se vedea că dacă ești mușcat de o tarantulă, trebuie să lăsesc o tarantelă și sângele mai așa astfel, sângele primit mai așa astfel din corp. Noi v-am pregătit o tarantulă, așa că dacă doriți puteți să dansați. Thank you.
Superb, superb, peregrinii Timișoara! O trupă de tineri entuziaști. Se schimbă instrumentele. Așa poate ajuns și cetatea noastră acest timp de tavernă de pe Mania. Acest instrument deosebit, tatăl și voi. Thank you.
spectacol acțiune frumoase, peregrini. Pentru cum totuși urmează, ajungem și Timișoara Ottomană, când acum se celebra finalul de Ramadan, așa, aproape de această zi calendaristică, și este una din importantele zile celebrate din vremea sultanilor. Vă cântăm de revenire. Ospățele taverele sau ale cursurilor legale, tot felul de povești, unele mai pozitive, altele mai stranii, cum este și piesa ce urmează, care vine de undeva din nordul Europei și se numește Herman Elic. Fabian va lua pentru această piesă din nou Gurdi Gurdi. Acest instrument este un instrument foarte interesant, deoarece nu mai există, nu se mai cântă la el, foarte puțin anume mai construiește astfel de instrumente, iar Fabian avea noroc și a găsit unul de cumpărat și va duce astăzi, îi aduce astăzi în bagaj.
felicitări de interpretare la acest instrument unic. Da, instrumentul trebuie să schimbe, este normal. În timp. O improvizație. Scena.
Felicitări, ați fost extraordinari. Felicitări, vă știți frumos. Aplauze, peregrinii! Merită toate aplauzele și mai multe. Felicitări, vă știți frumos. Ați fost extraordinari. Felicitări. Mulțumim! Felicitări! Felicitări, mulțumim frumos! Mulțumim, dacă toți suntem la capitolul ăsta de mulțumiri, mulțumim primăriei municipiului Timișoara și Casei de Cultura municipiului Timișoara pentru organizarea acestor evenimente. Și în ultimul rând, se așteaptă o fotografie tuturor celor care ați fost prezenți și sunteți prezenți la fiecare eveniment organizat aici la Târgul de Sfat și nu numai. Așadar, seara aceasta... Stai, să vină și Alin! ...o seara extraordinară, vă mulțumim încă o dată din suflet pentru prezență și vă dăm... Eu am rămas în filmare cu această trupă superbă! Nu mai baterie! Asta este! De aici, la Timișoara, călătorul bunățean pentru voi. Vă spune toate cele bune, o seară extraordinară, Timișoara, Banat, România.